Păi că dimineața s-a început ziua cu așa că o plouată și o leac și ne-au stricat planurile acolo. Mă vedești planuri să vedem să venim cu bike-ul și să facem un review la bike azi. Dar că pogoda nu ne-a lăsat să mergem cu bike-ul. Și că am luat mașină, da? Și așa o leac e neputeva, o leac s-a pernit. Și abia că mă pe drum înapoi mă oprești un ment, prichine. Of, Doamne, nici în momentul unul nu trebuiești, căroce, la curs mă pasească pe mine. Și... Uite, ieri îmi pierdut jumătate de la DMV să-mi fac prava, așa azi. Просто так нам портмонео ламине, что мы тади, если это так, ну и не привычка, нам вот провал это временное ку мине. Что у тебя? Я мол приезд мине, что я его еще машина ста, нам курели действия для сигуранца, как мы машины ли обычные. Да Саша, не что курели на машине для ла бурта, что на мать принди, короче, ла как курел дела панталоня, что ла не велу истать стринжа, что у куре, что мне просто что держа кала ферма, что пусти мине, что и ла обсервал, что нам куре пусти умер трасса. Și, короче, m-am oprit el cu mine, eu cucit Miguel și m-am oprit pe o parte și eu îi zic deodată, băi, eu am să te dezamăgesc tare am deodată, el zic, de ce? Zic, băi, e că eu, nimeni s-a băcat cineva în mașină și ne-a trăsnit cășeloc și, pe urmă, băi, acum îmi zici cum ne-a dat seama, că mușa să mă întrebe, da police report ai făcut, i-a dat la menț, короче, заявка, că dacă n-am dat la menț заявка, e până s-a întâmplat, deja, deja băcișesc, el se mire, zice, câteți americanii dau заявчили este, și el se mire, cum așa eu n-am dat, просто put capă, наверное, știi? Și eu zic, băi, prava n-am, pe privlicii n-am luat hârtie și e cu mine. Eu zic, de mașină e că e scris pe mine și am registrația pe mașină, că o țin în mașină. Registrația la mașină la nimeni nu trebuie, eu fac de hârtie prost așa, că la printer scoasă și așa scrie pe cine mașină scrisă. Nu e niciun fel de plastic, nu e niciun fel de, nu costă nică, coroci, la nimeni nu trebuie. Și registrația asta, eu zic, o am și mașina e asigurată, zic, dar asigurarea nu am la mine, chiar am portmoneu. Și eu zic, eu știu că asta e rău. Și nu știu ce pot să fac eu, ce trebuie să fac mai departe. Și el zice, nu arată ce documente ai, și băi, coroci ne-a partit că avem green card-ul cu mine, că ieri când am fost la DMV și avem green card-ul în buzunar, l-am purtat pe nas, coroci, green card-ul în buzunar. Și am zis, ia că am green card-ul, fotografie, să știi că asta-s eu. Și ia că am registrația la mașină, să știi că e mașina mea, și poți zic adresă, numărul la prava, poți să zic, dar altceva zic și am zic. Și el zice, coroci, așteaptă. Și duce mașină, glavna, dar ușa era deschisă, l-a dus la mașină din urmă. Și eu mă uit, el duce mașină și închide ușa, coroci. Și mi-a zis, blea, dacă închide ușa, condiționerul lucrează, că mașinile astea nu le glușesc aici, постоянно lucrează. Și condiționerul să nu-ți consume, da? Și-a închis ușa și șade nadolgă, mușa să înșeapă să-mi facă niște protocoale, coroci. Și gruz, de mă jim aici, mi-a zis, blea. Coroci, nu era momentul omul potrivit pentru dânsul să înceapă el să fudulească cu mine. Și-a venit la mine și vine și zâmbește, glavnă, și eu zic, și ce să fac mai departe. Și el zice, Nic, ieși să repară curelă, că normal și e ținută de volan și tu ține asta, permisul de conducere la tine, nu acasă. Și nu purta naușnice pe urechi, dar eu știu de legea asta cu naușnice pe urechi. Și urechea din dreapta era liberă la mine, că eu... Nu ce că vreau să mă atmozuiesc de mes, dar eu nu pot să merg dacă am în două urechi sau spate și cântă muzică. Că naușnice ești, dacă dă-ți vă arăt ca mai lunină. Короче, voi vă dați seama că e ca cam așa arată e, așa de mare, da? Nu știu ce să vede, mă. Dar așa firma se numește, Denon. O leac acolo e la mine pe stradale, la mine tare de mult sunt naușnici și ăștia. Dar ei se numesc Super Bass Series. Și dau un bas puternic, așa foarte moale, așa bun, așa responsiv, așa. Da? Ciotchi bas, așa, cum se numește el, așa, oțătit basocul. Și eu rar când port ei naușnicii cu mine, că nu prea port naușnicii cu mine și vse. Și uite, el tot m-am prindit când am nu știu, eu l-am văzut pe dânsul în oglindă și din tăi, coroce, întorceam capul în dreapta, îți vadă cu urechea din dreapta liberă, că aud, dar e și pontă e, că nu se vede. Și pe mine, dacă am scot am în fața lui naușnicii, bă, și pe paliona tare, au deodată scucească Miguel și își primesc, băi, dacă n-am scot naușnicii, ea scadă că îl ignor, știi? Cum adică bleală, văd că șede lângă mine și eu tot șed cu naușnicii pe urechi, știi? Și am scos naușnicii de pe urechi și el că m-a oprit, eu am zis, eu zic, eu, bleu, nu te-am ignorat pe tine, cacbă, nu că, bleu, ne-am băgat pula, că ești lângă mine și polnul acolo. Mi-am scos ochelari ăsta naușnicii și ne-am pus într-o parte pe sidenie. Și el, tipă, dar la și-s conectate naușnicii. Eu zic, la telefon, bă, dacă sună cineva, pot să ridic trupca. Dar eu ascultam mai și niște... Niște oțet tare bun, am spus acolo pe Facebook, dar voi ați intrat la mine la Точка și la mini-videosalon acolo, în playlist și ala cu muzică, ați găsit acolo niște oțet care cânta la mine naușnici și băte basul bine și eu când am pus naușnici pe sidenie, să auzim de pe sidenie cum cântă muzică și până s-au podhădit el la mine, pe un dat zvucul mai înșet
Și era tare nepodходящий момент. Да уйди, бей, еще хуйня. Vezi că se întâmplă все-таки момент, când это нормально. Eu nu știu dacă el așa... Părbom, m-a iertat el pe mine, știi? Și cureul ăsta m-a iertat, că el putea să-mi dă un ștrap pentru cure, măcar, știi? Că e că eu nu știu cum la deși se întâmplă, dar... Eu eram de părere că el dacă oprește pe un... pe o persoană, cu mașină, el dă... Cum el dă знать la dispecer, că e că eu opresc mașina, допустим. Eu nu știu cum se întâmplă, на самом деле, dar așa în închipul Ionie. El, наверное, anunță pe cineva, e că eu am oprit pe cineva, așa că o să înregistrează undeva într-o bază de date. El m-a oprit pe mine cu numerele astea cu tare și cu tare. Și la urmă trebuie să scrie ceva, vreun răsclad, și s-a întâmplat până la urmă, înțelegi? Și eu păstăin eram de părere că e vizionat că trebuie să dăie măcar un talon, măcar ceva, măcar, dar trebuie să dăie. Și uite, nu ne-a dat nică, băi, pe tine. Și am vrut să mă opresc, eu zic, și pot să fac ei pentru tine, și pot să fac eu pentru tine. Dar pe urmă m-am gândit că, dar și pot eu să fac pentru dânsul, că și pot. Nu pot nimic să fac pentru dânsul. Я ему благодарчик около. Вез к сантимплу все-таки эксцепции, бей, пацан. Ну, что, орика, стой, тэты луми, аша сантимплу, орина на Америка, аша сантимплу. Да, я как стоя до уары, как мимо ярта, аша. Вот это мой ртат, как я рамку номерли экспирати. Да то еще рам, нума, кум, аша, винита на Америка. Ши, нума, нума, принизм права, вен, как мим права пер темпорара, дяста. Ши рам, короче, нума, ласам машина, ши я им спуск, как убра машина. Ши, как, ну, что, по норма, мой ртат, еще, как... Eram în perioada aceea când pot să merg neregistrat. Deci când cumperi mașina pe 10 zile, dacă la ceasnic, dar vă uitați, în fiecare stat e diferit, ori 7 zile, ori 10 zile. Poți să nu registrezi mașina, da? Poți să așteaptă, căroși, statul, timp 10 zile trebuie să o registrezi. Dacă o cumperi de la dealer, ea pe dealerul trebuie să o cupi de cuneaua asta, așa ce picol. Tu când cumperi mașina de la dealer, dar pe numerele din spate uneori, prost așa de... Și de bannerul de la dealer, într-un fel, da? Logotipul de la dealer, nu și de numere de matriculare. Ați observat, pe diferite mașini și în California sunt în spate. Eu îți vă trag atenție dacă n-ați uit. Și uneori dealerul îți dă ție mașina cu numere de lui, prost logotipul lui, acolo nu niciun fel de cifră, nici, prost logotipul lui. Și îți pune că timp de o lună îți dă ție numere noi. Și registrația de anul. Așa că uneori se întâmplă acolo, nepaneci, depinde de unde cumperi, căroci, se întâmplă mai mult trebuie să aștepți numerele. Și atunci mai mult mergi cu numerele astea, nepalionei de astea, așa, dealerski. Da, că la jos tare, trebuie sărac. Da, e că de naușnici ești Denon. Căroci, eu nu știu voi cum, dar... Eu sigur că voi ați cumpărat mai lângă vreo 100 de perechi de naușnici în viața voastră. Diferite. Știți, la mine în viață eu vorbesc cum pe experiența mea personală, cum pot să merg cu naușnici, pastăian o dezamăgit. Pastăian naușnici care cumpăram eu dezamăgeau. Eu înțeleg că acolo în Moldova nu prea erau rubli și nu putem să-mi cumpăr și niște ce normale. Încercam să-mi luam, să-mi iau și eu ceva așa mai normală, poate acolo. Și nu știu, vreo 200 lei pe atunci erau naușnici. Care îmi păreau nici câți buni, niște firme care niciodată n-au zâmpi dânsele. Și... E ca când te uiți pe upacovcă, eu ți-am minte, cumpărai naușnicile, te uitai pe upacovcă, toate specificațiile este acolo, cât bas, acolo nu mai era posibil să duci pe internet, să te uiți și odzăvuri sunt, da, despre naușnicii ăștia, nu mai aveai timp pentru asta. Adică n-aveai posibil să ai internet. Și cumpărai așa naugat și până ajungi acasă, podcucești naușnicile acolo la vreun patifon ceva, обчитай эти инструкции или читай эти спецификации, такой, кит херц, кит бас, кит напутерник, что когда пуни первым наушничьим урейк, да и парк ира жимать один читаешь тебя тайнушком, парк постоянно, что парк ври, ну что мы тебя мажешь, что, ну что потерял тебя вот этот экспириенс, наушничь мой мощный, мой бун. Что еще бы тот, что я вас воспомню, как мечеркат, это Beats by Dre, а если каретец, что грез предынсель, да, факути де монстра, если я. Bă, eu cred că ele sunt pantovei, înțelegi, naușnici, dar ce e că este pont între însele, dar nu că zvuc este, zvuc nu prea este și niște ieși. Bă, eu îți vă spun, vă punea Beats by Dre, s-a făcut de o companie care se numește Monster Cable. Și compania asta, Monster Cable, păcă știu eu, e o companie chitaiscă, care și s-a pătimit este, a început să facă cabluri. Și mai ales cablurile este HDMI, da? HDMI, o HDMI, nu știu cum le pronunțați voi acolo, în Moldova n-am văzut niciodată cuvântul ăsta. Și ce-au făcut ei asta, că ei au început să spună pazălocină pe cablu, da? Pe ștechere. Și poliit power. Și să fie pe jizna garantie la cablurile lor.
Și da, le vindeau, e ca un cablu HDMI, ți-am minte, când apăruse ele. Era vreo 180 de baxuri undeva, așa, vreo 200 baxuri era un cablu de HDMI. Dar mă, costul lor, pe deși cât e cost să fac un cablu ăsta, e 3 baxuri, 2 baxuri, eu știu cât acolo, un dolar jumate, undeva așa, 4 baxuri, poate, pe la 5 baxuri, 100% îl costă un cablu. Și oamenii nu căcănesc de cuneaua asta, și uite-mă ce-au făcut ei. Hitro au făcut. E că au venit cu naușnici ăștia, mă, Beats by Dre, Ludacris, 50 Cent, da? E că ăsta care sunt rapperii ăștia. Și crezi că rapperul ăsta are vreo relație cu tehnologia asta, văbșe? Are vreo poniatie, văbșe? Păi eu zis, au venit la compania asta Monster, la managerul lui, și zis, băi, spate numele ca lui, nu știu cum să-l numesc, ăsta, angajatul ăsta tău, da? Poate el știe că la mine pe produsul meu cad pe acolo în China și am să plătesc ca atâta rublă de fiecare vânzare, știi? Și eu spus, da, că eu vreau de fiecare naușnic vreau 300 baxov, ca atâta vreau, atâta costă logotipul meu la tine pe naușnicii tăi. Și asta Monster Cable ăla trebuie să taxuiască oamenii cât 400 de baxuri, 600 de baxuri pe perechi de naușnici, ca să dăi lui Ludacris și lui Dr. Dre și lui 50 Cent să le dăi dolea lor că își pun brandul. Și-l poartă naușnicii ăștia. Și crezi că Dr. Dre chiar folosește naușnici Dre постоянно, de exemplu. Dacă când el e singur, eu nu știu, poate el își folosește, nu știu. Nu mai decât, înțelegi, să nu-i teaga lui. Așa că eu am ascultat Dr. Dre, așa am rămas. Eu vă spun că i-aș da o notă 7-8 undeva la naușnicii ăștia. E nu se răi. Просто la banii ăștia la care dai, nu știu, parcă nu se merită. Bându-l în considerație câți bani dai pe o pereche de naușnici original, Dre, de 500 de baxuri acolo, studio, oricare acolo sunt, da? 400 de baxuri. Băi, mie, poți cumperi niște naușnici studiine cu mult mai buni, dacă tu vrei într-adevăr să asculti. E ca și știi și huiova mă fac, e ca greu să huiova despre un tovar care l-am la mine în magazin, înțelegi? Просто, băi, la 500 de baxuri este cu mult mai mult vâbăr, băbșe, să alegi variante să naușnici diferiți. Și poți cauți acolo forumi de ăștia de audiofili, da, care ascultă naușnici studiine, de pildă, să vedeți ce fel de diferite branduri recomandă ei. Eu n-am vă recomandat niciun fel de branduri diferite, că eu nu prea mă răzbresc în funeaua asta. Eu naușnici ăștia băiam de vreun an jumate, să vă spun vouă. Și înainte de asta mă unici naușnici Klipsch, este așa o firmă germană. Și eu am cumpărat cândva mai mult și am înăvernă spun vreo câteva la mine magazin acolo, că sunt niște naușnici tare concretni, вообще, наушнички Германия, вообще, и калитатя охуенные вообще наушнички. Ще я мав волосы дешили в ремонт дезы, дешили рамо охуенные. Ще кроме как на владе Денен, а есть я. Ще Денен уиста номер разочарует Дилок, господин, Дилок. Денен уиста цахвера цей маймулдик. Может как Ника, юнус аше профессионал прямо. Ще я нам мав вот дефилды наушнички де 500 баксов, де 800 баксов, де 1000 баксов. Нам аскутата наша наушнички. Строга максимум 500 de baxuri a fost bugetul pentru naușnici care am ascultat eu și cred că am ascultat poate vreo 50 de branduri diferite, naverna, de-amu. Minimum, naverna. Așa că Dena nu este normalni naușnici. Dacă depinde, dacă ascult niște muzică care are așa un fel de adâncime într-un fel, chiar și muzică clasică care pe diferite frecvență, știi, așa un spectru larg de frecvență are. Pentru că papsa nu prea tare bună naușnicii ăștia, că papsa ca are un fel de range în gust de frecvență pe care așa cântă. Și asta am vrut să vă zic despre Denon, nu este că... Și încă și îmi place la Denon, nu este pelișica asta care e făcută naușnicul. Eu am să vă pun acolo niște poze, ca când am să fac articolul ăsta la mine acolo la Точка, apoi am să pun niște poze așa de pe site, așa îți găsesc acolo, normal. Și am să vă pun, să vedeți voi naușnicii ăștia cine vrei acolo. Poate să vă ajut acolo să ne comandați pe eBay ori pe Amazon acolo. Să vedem ce se poate făcut. Și asta vă piață, vreau să vă spun, că evenimentul este documentul m-a impresionat pozitiv și... E că n-am vrut să-i dau de lucru ieri, da? Să mă duc să-i pun scout așa cu cașuleof și ala. Și că azi că ei fac ne-o favoare, înțelegi, în schimb. Cui vă znaie cum se întoarce aici lumea asta. Ладно, пачила тета, заузишь интересант, коло оказан грибич, пацаня коло, кунику, пятноклассник, он говорит, ты здорово, коло, а грижила руль, короче. Ша говорит, уля куда с плечки пятноклассники, ше мы пугур к нему аскутаться, коло, ше не маскута, ше я сдал совет, коло, нормально, короче, принять. Я спер к совету, либо аз, коло, соскут, ше вы где, ше результат, коло, дела
de la și sugestia de și efortul ăsta care îl depune, strimiți o maleavă și acolo, să-mi dați znați, să dați la altcineva znați, dacă nici tot îți spune, zici la unul, zici la altul, acolo, merge vorba, căroși, tot e rovnă, tot e ahuienă, căroși, ridică-ți poziția cu neama asta și asta ridică-ți poziția nici și nadeți vă ridic și vouă dispoziția acolo unde sunteți voi și poate vedeți și voi ceva mai pozitiv na oleacă. Și, căroși, davai, pace la tăt și numai gine.